Ascensiunea medieșenilor pe vârful Ararat a durat în total 11 ore. Cristina Telman, Corina Fodor și Dan Caba au vorbit despre experiența trăită în Turcia în cadrul emisiunii Media 120 la Nova TV. O experiență unică, o Turcia alt cumva, față de cum o cunoaștem noi, persoane de rând sau de la un all inclusive sau de la un concediu. Deosebit. Nu este un loc total descoperit de noi în aceste două săptămâni. Este un loc în care aș mai reveni, cu atât mai mult că nu am ajuns chiar pe vârf, n-am atins punctul maxim. Este un loc pe care poți să-l mai descoperi, dar cu puțin mai multă engleză ar fi o zonă cu un potențial turistic enorm. Deci, limba engleză în zona Van, în zona Dugu Bayazid, unde am fost noi, te cam pune la încercare cu mima, deci... Deci a fost foarte greu să comunicați. Obositor la un moment dat, chiar. Învățați voi turcești. Da, ar fi și asta o variantă. A fost frumos. Ca cuvinte de încheiere la întrebarea ta, pot să zic că a fost o experiență ca și toate celelalte de neuitat. Un loc în care aș putea spune că mi-aș dori să mai revin, să mai descoper mai multe din acea Turcia mai sălbatică, să spun așa. Descoperit locuri noi, oameni deosebit de frumoși. Concluzia mea este, cu cât omul este mai simplu și mai sărac, este cu atât mai bun. Am impresia că civilizația ne duce mult mai departe de esență. O experiență unică. Cel puțin m-am descoperit și eu pe mine și un gust plăcut care mă îmbie la o altă experiență, o altă locație. Vârful a fost greu, eu personal l-am subestimat și nu a fost atât de ușor pe cât credeam la început. Având în vedere că am făcut și mari greșeli, nu m-am hidratat nu suficient. Adică mult, mult prea puțin, nu m-am hidratat nici cât m-aș fi hidratat în mod normal și atunci organismul meu nu a funcționat la parametrii normali, după care am avut câteva zile de recuperare mai grele, dar până la urmă a fost bine. Cât de greu ar fi și cât de mare ar fi orice provocare, când după ce ai trecut de ea, când te uiți înapoi, zici a fost bine, n-a fost chiar așa de greu. Cum a spus și Corina, poate am subestimat un pic acest vârf, dar experiența și echipa și puterea de a analiza conștient situația ne-a făcut da, să atingem vârful și să ne bucurăm de această expediție și cum am încercat să de fiecare dată să le spun și colegilor și îmi transmis și mie, fiecare experiență trebuie tratată în particular și din fiecare provocare să învățăm câte ceva, ceva bun și bineînțeles că odată cu timpul doar amintirile frumoase rămân.